luni. V-am anunțat, dragi concurenți, să nu spuneți că nu ați știut. V-am spus și v-ați bucurat foarte tare și aveți toate motivele să o faceți, întrucât de luni, de la ora 12, veți avea două gazde. Una la prima emisiune și cea de-a doua rămân tot eu, doar pentru săptămâna viitoare. Astfel încât, știu că vreți să o cunoașteți de mult, o știți probabil de la televizor, nu probabil, o știți mai mult ca sigur de la televizor, și ea vă cunoaște tot de la televizor, dar în această seară va păși pentru prima dată în platoul Mireasă pentru fiul meu și se va instala destul de confortabil vreo câteva luni. E vorba despre cea care mă va ajuta să mă duc acasă, să văd puțin de ale mele și ea să vină aici să se ocupe de voi, așa cum știe ea mai bine. E vorba despre colega mea, Andreea Mantea. Andreea, după cum auzi, valuri și erături, fâierături și urate. Seara. Ai grijă cu scările? Amândouă, acum avem o grijă în plus. Bine ai venit, Andreea, mă bucur să te văd, să te revăd. Dragă, este căldura noastră sufletească la un loc cu căldura concurenților și mai vii și tu cu a ta. Acesta este platoul care îți va fi casă, să știți, draga mea, în următoarele luni, de luni și până sâmbătă seara. Bine ai venit, sper că ai pus și cu dreptul. Da, cu dreptul, ai să emoții? Știi. Ai emoții? Am așa puține emoții, pentru că, îți dai seama, noi două am vorbit, am stat, mi-ai dat sfaturi exact atât cât a fost necesar. Dar acum, știi cum vine vorba aia românească? Iau tu pasta. Vine. Îi ia locul, face, trece. Este... Da, și vreau să le transmit telespectatorilor că nu este cazul. Vreau să se bucure că te pot ajuta. Vreau să se bucure că sunt la zi cu tot ce se întâmplă în casă și cu tot ce s-a întâmplat la Mireasă pentru fiul meu până acum, dragi telespectatori. Vreau să fiți alături de mine, vreau să mă ajutați, nu să mă certați sau să mă criticați. Iar concurenților vreau să le spun din tot sufletul că am urmărit emisiunea până acum așa din când în când, aveam preferații, aveam... nu pot să spun acum, că acum gata, trebuie să fiu subiectivă. Nu, obiectivă, da, așa. Subiectivă am fost până acum. Da, uite, pot să spun, uite, pot să spun, dacă tot a plecat Elena, acum pot să spun, nu? Că nu se pune. Nu ce? Se pune, nu? Uite, mie îmi pare rău că am plecat. Eu vreau să spun o chestiune. Nu că nu a plecat Nicolae, aș fi vrut să rămân amândoi. Adică... O să-i pară și ei că a plecat. O să-i pară și ei rău că a plecat. Dar nu acum, săptămâna viitoare. Da. Cum pariu că îi pare rău și lui Lucian că a plecat, că altfel nu venea la toate întrunirile cu foștii concurenți, dacă era bine acasă, să stea acasă. Dar astea sunt niște chestiuni pe care ei nu le înțeleg decât când pleacă de aici. Însă, asta e viața, asta e realitatea. Ei bine, dragi concurenți, eu vreau să vă spun doar atât. Că v-am urmărit de la început, de când ați intrat în casa Mireasă pentru fiul meu. Am râs, am plâns alături de voi, m-am amuzat teribil, am suferit așa în anumite momente în care v-a fost foarte greu. O să vi le exemplific pe fiecare în parte luni, când o să vă văd așa și ochii în ochi, față în față. Și până atunci... Eu știu că vă pare rău că pleacă doamna Mirela. Da, da, vii tu care, uite, care ai dedus multe sarcini. Una este aceasta cu emisiunea care îți spun din experiență nu e deloc ușoară, dar e frumoasă. Și este a doua frumos, este... Și ei au venit aici să-și caute jumătatea și eu o să le țin pumnii pentru că am o experiență în spate. Exact. Draga mea, hai dă-ne și nouă veste, că am aflat că știi sexul copilului. Da, slavă Domnului, în sfârșit am aflat. Ce? Băiețel. Și ți-ai dorit asta? Băiețel. Mă bucur din suflet. Bună, fetița, ce faci? Draga a mea este mai mărișoară decât cu vreo câteva luni. Și ce are? E... Las cu ajunge din urmă. E sânge de moldovean, că asta e rea. Și? Nu-ți lăsa băiatul pe mâna unei moldovece. Îți spune soacră mea de ce. Sângele meu, ce crezi? Așa tău. Păi dacă vine fitul cu fiică mea și la ce sânge avem amândouă, îți dai seama că se alege praful. Asta mai bine să rămânem colegi decât să ne încuscrim. Deci zici, nu vrei. Bine. Dragă, e mai mama, bine așa. Să nu te uiți. Da? Să nu te uiți. Dar facem așa. Ai un băiețel, mă bucur din suflet. Mulțumesc, să ai o sarcină tare ușoară. Să nu-ți facă nicio problemă, așa cum nici mie nu mi-a făcut până acum. Și să ai grijă de copiii mei. Aceștia. Să ai răbdare cu ei, să ai grijă de copiii mei. Mi-e drag de ei, sunt foarte frumoși, sunt tare mândră de anumite relații care s-au format. Îmi pare rău că unii s-au despărțit, dar cu siguranță se vor împăca. Asta e și frumusețea. Îi țin pumnii lui Dănuț din tot sufletul. Dar l-ai văzut lângă Alina Lugaru? Să nu vorbim despre asta. Nu, l-am văzut lângă Carmen și îmi place foarte mult cum arată lângă Carmen. Dar știi că și el te place foarte mult pe tine. Ai, Doamne ajută, e bine că o să ne înțelegem atunci. Vă înțelegeți foarte bine.